Așa este, nici acum nu am știut de ieri, de când s-a întâmplat, nu pot să cred, nu, nici acum nu pot să cred, este greu să vorbesc despre ea la timpul trecut. Și ce să mai spun, că a fost o colegă bună, era deșteaptă, frumoasă. Ce a făcut în ziua când s-a întâmplat ieri, când a plecat de la școală? A fost la școală ieri? Da, a fost la școală. Cum vi s-a părut? Cum... Era foarte veselă. La ora 6 a luat o notă mare la istorie. Mi-a făcut cu mâna când a plecat. Râdea. Nu pot să cred. Nici acum nu pot să cred. Cum ați aflat? Am primit de la o colegă de ei din clasă un telefon și mi-a spus că s-ar putea. După aceea am primit alte telefoane și în final s-a confirmat. Da. Ai primit vestea morții colegii tale? Eram în sat la noi și mi-a zis de acolo niște băieți că mi-a murit o colegă. Și când am auzit, mi-a venit să plâng. Era o colegă bună, disteață, deșteaptă. Va rămâi mereu în sufletul meu. O iubesc mult. În prima dată am fost șocați, nu numai eu, toți colegii, nu ne așteptam la așa ceva și era o colegă foarte bună, că aveam nevoie de ceva, la capelan la ea ne dădea, nu ne refuza niciodată. Era... Da, unde crezi tu că se ducea? Să-i cunoști pe băieții cu care era? Nu. Nu-i cunoști? Nu. De cealaltă fată care a fost în accident, o cunoșteai? Nu. Doar din poze, așa. Erau prieteni? Da. Ce ați făcut voi astăzi toată ziua când ați aflat despre ea? Ați mai putut să mai faceți ore? Nu, doar am plâns și atât. Văd că i-ați pregătit banca ei acolo cu flori, cu lumânări, cu... Aici a stat ea? Da. Cum vă simțiți acum? Foarte rău, că a fost cea mai bună prietena noastră. Eu sunt rude. Sunteți rude? Mm-hmm. Da. Cum au aflat părinții? Prima a fost eu care am aflat.
O prietenă din liceu a intrat pe Facebook și mi-a spus dacă sunt pregătită pentru a-mi da o veste, foarte șocat. Și i-am spus, zic, da, spune. Și mi-a spus și că Alexandra Verișoara ta a murit. Și am spus, zic, este o glumă, nu se poate. Era o persoană plină de viață, era o fată foarte isteață și dacă își propunea ceva, imediat, tot timpul îi reușea. Din câte am înțeles, la Drăgaică. Vorbise de dimineață cu ea și a spus că pleacă, prea să plece la Drăgaică. Da. Părinților, nu. Părinților mei eu le-am spus, dar ai... Nu, nu, au aflat ei, nu știu. Doamne, dar era așa de ambițioasă. Dacă lua una la notă mai mare, ea imediat să... Sărea, dar de ce? Dar eu de ce să nu iau? Dar m-a ascultat și pe mine data viitoare. Da, 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 știu și eu. Îți spuneau idei în cap. Da, și reușea. Da, 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 așa este. Nu știu. Și el era foarte vesel. El era vesel în ceva așa. De supărată era. Da. Niciodată nu o să uităm. Da. Tot timpul. Râdea și ascultea. Și ascultea mereu tristețea cu un